Sâmbătă a avut loc la Romexpo conferința națională a tineretului național liberal, la care au fost prezenți mai bine de 7.000 de tineri liberali din toată țara, dintre aceștia peste 800 fiind cu drept de vot. Cu această ocazie a fost ales un nou birou permanent al TNL și a fost reales în funcția de președinte Florin Alexe. La eveniment au fost prezenți membrii de marca ai PNL, între care președintele Crin Antonescu și fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, vicepreședinții Mihai Voicu, Varujan Vosganian, Dan Radu Rușanu, europarlamentarii Norica Nicolai, Cristian Bușoi, Adina Vălean, Ramona Mănescu. De asemenea, au fost invitați liderul PC Daniel Constantin și președintele TSD Nicolae Bănicioiu. Organizația TNL a județului Giurgiu a avut o delegație numeroasă, având repartizate 150 de locuri în sala de la complexul expozițional. La finalul conferinței, tinerii liberali au organizat un marș până la Palatul Victoria, sub egida În luptă cu puterea, iar odată ajuns la destinație, au depus simbolic câte o țeapă destinată fiecărui ministru și fiecărui parlamentar al puterii. Conferința națională de alegere a Partidului Național Liberal la Tineret, care a avut loc sâmbătă 7 mai 2011, a fost cea mai importantă întâlnire a politicienilor de anul acesta, înaintea, desigur, a Conferinței Naționale a PDL-ului, dar cea mai numeroasă cu certitudine din ultimii 20 de ani ca număr de reprezentanți. Peste 8.000 de tineri din întreaga țară s-au întâlnit la complexul Romexpo pentru a-și alege noul președinte, Alexandru Alexe, același care și în ultimii 2 ani a condus bine Tineretul Național Liberal, iar pe de altă parte pentru a protesta împotriva guvernului și a modului în care guvernul Boc își face în acest moment datoria față de țară. Cred că în ultimele luni a fost cea mai amplă manifestație împotriva guvernului Boc, peste 8.000 de oameni mărșăluind de la complexul Romexpo și până la Palatul Victoria. Am dus cu noi țepe pe care sigur că am încercat să-i tragem în țeapă în mod metaforic pe membrii actualului guvern. Am fost opriți de jandarmeria română de a depune acele țepe chiar lângă Palatul Victoria, așa cum ne doream, dar am ajuns în apropiere de acesta și le-am lăsat acolo. Dincolo de asta, cred că a fost un moment extrem de important pentru Partidul Național Liberal, pentru Tineretul Național Liberal. A arătat că putem să ne organizăm foarte bine. De la Giurgiu a participat o delegație numeroasă, cea mai mare de până acum și cred că cea mai mare chiar și de la seniori, pentru că 150 de locuri ne-au fost repartizate în sala de la Romexpo și toate au fost ocupate. Sigur, noi ne doream să mergem, să stăm și în picioare, n-am avut această ocazie să fim peste 200 așa cum ne-am dorit, dar am fost peste 150 de persoane și am fost una dintre cele mai numeroase delegații din țară.